Astăzi a avut loc ședința ordinară de Consiliu Local a municipiului Drobeta-Turnu-Severin, în cadrul căreia au fost discutate mai multe puncte importante de pe ordinea de zi, proiecte menite să vină în sprijinul cetățenilor, printre care și proiectul de regenerare urbană a cartierelor Schela Veterani. Primarul municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Marius Crăciu, a avut în vedere întotdeauna dezvoltarea comunității pe toate planurile, așa că în cadrul ședinței de astăzi au fost propuse, discutate, apoi votate 25 de puncte de pe ordinea de zi, menite să vină în sprijinul cetățenilor, dar și pentru a dezvolta cât mai multe condiții noi de trai pentru severineni. Un proiect extrem de important îl reprezintă regenerarea spațiului urban între cartierul Schela și cartierul Tinerilor. Se va realiza un pod între cele două cartiere, iar întreaga zonă va fi reamenajată. De asemenea, va fi înființat serviciul de asistență comunitară, care vine în sprijinul persoanelor în vârstă. Un proiect important în acest moment pe care vrem să-l depunem, suntem la stadiul de studiu de fezabilitate, un proiect de aproape 30 de milioane de lei, deci undeva peste 6 milioane de euro, îl reprezintă regenerarea spațiului urban între cartierul Schela și cartierul Veteranii de Război, cartierul Tinerilor, cum îl știm noi. E un proiect generos, un proiect care vizează atât o legătură între cele două cartiere ce sunt despărțite în acest moment de zona în care vorbim, de un mare ogaș. Vrem să facem acolo un pod peste și în același timp toată zona să o reamenajăm cu terenuri de sport, cu pădure urbană, cu pistă de skateboard, cu pistă de biciclete. Un lucru extraordinar, spun eu, în măsura în care în acest moment, repet, este o zonă efectiv care nu este folosită mai mult decât atât, chiar este o zonă părăsită. Un alt proiect important e înființarea serviciului de asistență comunitară. Este un serviciu pe care îl îndreptăm către sprijinul și între ajutorarea bătrânilor din municipiu. În concret, bătrânii pot fi sprijiniți în tot ceea ce își doresc. Cei care nu au posibilități, nu au persoane care să le ajute, inclusiv poate să ia asistențe comunitare, să-i ducă la medic, poate să-i ajute la cumpărături, poate să-i îndrume către alte instituții ale statului unde ei ar avea nevoie de sprijin, de la, nu știu, casa de pensii până la, eu știu, spital sau policlinică. Este extrem de important să avem grijă de cei care la un moment dat nu pot să se mai ajute singur. Problema extinderii rețelei de gaze continuă la Drobeta-Turnu-Severin și asta pentru că reprezentanții Mehedinți Gaz au evitat orice fel de întâlnire cu reprezentanții primăriei. În ședința din luna trecută noi am făcut o comisie care trebuia să medieze procesul pe care noi îl avem în instanță cu Mehedinți Gaz. Din păcate, la toate demersurile noastre, Mehedinți Gaz a răspuns prin indiferență și nu am reușit să ne întâlnim, ceea ce arată că sunt chiar o firmă neserioasă, că nu dau importanță investiției pe care o au la Drobeta-Turnu-Severin și pe care au blocat-o de câțiva ani. Sperăm ca măcar săptămâna viitoare, într-o ultimă instanță, oamenii aceștia să-și dea seama de problemele pe care le au în Drobeta-Turnu-Severin și să-i avem la o discuție în cadrul primăriei. În continuare, municipalitatea, în frunte cu edilul, discută și aprobă numeroase proiecte menite să ducă la o dezvoltare armonioasă a orașului nostru.